Centrul capitalei s-a transformat astăzi într-un adevărat furnicar. Aproape 10.000 de persoane au participat la cea mai mare și mai spectaculoasă competiție sportivă de alergare din Republica Moldova. Fiecare persoană care s-a înscris în cursă a avut posibilitatea să-și aleagă traseul pe care vrea să-l parcurgă, alergând 5 km, 10, 21 sau 42 de km. În acest an, evenimentul a avut loc cu genericul Maratonul Inimilor Mari de la Chișinău, întrucât a avut o nouă misiune, cea de a aduna mijloace financiare în scop caritabil. Primii care au intrat în cursă au fost participanții care se deplasează în scaune cu rotile. Emoții pozitive și mereu înainte, mereu în mișcare. Cei în scaun rulant le arată celor care sunt sănătoși să prețuiască mai mult sănătatea care o au și noi suntem sănătoși, dar nu putem merge pe picioare și le demonstrăm că se poate face mișcare și în scaun rulant și poți duce o viață normală. Participanții susțin că prin acest eveniment promovează un stil de viață sănătos și oferă un exemplu copiilor. Aceștia au concurat de la distanțe de 5 km până la 42 de km. Am venit cu ficiorul la această competiție ca să alergăm proba de 5 km prima dată și suntem foarte emoționați, satisfăcuți că am participat. Cred că educarea copiilor cel mai bun este prin exemplu și încerc cumva să instituez o deprindere ca să vină ziua când și ea să alerge. Ne bucurăm foarte mult să fim astăzi aici. Noi am făcut 11 ani de căsătorie. Și am sărbătorit cu un marafon. Și astăzi am sărbătorit cu 5 km cu succes. Potrivit organizatorilor, o parte din banii adunați la eveniment vor fi redirecționați către refugiații din Republica Moldova. Acest an o sumă din bani va fi donată celor care au nevoie din Ucraina. Avem un context politic care s-a format în acest an și este important să susținem vecinii noștri. Suntem o țară mică, dar cu inimă mare. Maratonul internațional Chișinău se află la cea de-a 8-a ediție și s-a desfășurat în acest weekend la Chișinău.